Mă, așa cum ați văzut în titlu, deja v-ați dat seama despre ce e vorba și nu este clickbait. Dar înainte, haide să vă pun puțin în temă. O să încerc să fiu cât mai explicit ca să mă fac destul de clar și poate și auzit cu ajutorul vostru, pentru că nu este normal ce mi se întâmplă. Acum câteva zile aveam nu mai știu ce treabă de făcut, sincer nu mai țin minte. Și primesc un mesaj pe WhatsApp de la Pepsi cu noul clip al lui Jimmy și anume Blonda, restaurantul și desertul de mil sugi. Și cu mesajul: "Bă, vezi că a postat ăsta, ți-a copiat clipul." Vă dați seama că reacția mea a fost: "Hal dracu, are chef de glume." Eu fiind prins cu treabă, nici n-am băgat de seamă, nici nu îmi trecea prin cap că poate să fie posibil. În fine, am dat un sin de la urât, crezând că face mișto de mine, dar după jumătate de oră primesc mesaj de la rockerul: "Mă, tu ai văzut nou clip al lui Jimmy?" În mintea mea mi-am zis: "A, ăștia s-au vorbit între ei să mă troleze." Așa că eu le-am răspuns ferm de la prieten la prieten: "Să-mi su-." Cu toate astea, intru după ceva timp și pe Instagram, unde acolo am început să primesc mesaje de genul: "Vezi că te-a copiat Jimmy." Mi-am zis: "Bă, ce naiba se întâmplă? Efectiv zici că eram prins într-un univers paralel. Hai mă să mă uit la clipul lui." Caut clipul și din prima secundă după ce m-am uitat mai bine, mi-am dat seama. Ia stai mă așa, thumbnail-ul ăsta este identic cu al meu de la clipul prima întâlnire cu o pițipoancă. Clipul ăsta de mine acum 11 luni. Am zis: "Fie, s-a nimerit, mare lucru, hai să nu fiu paranoic." Până la urmă, dacă a vrut el să facă un thumbnail cum stătea cu una la un date, la un restaurant sau la terasă, ăsta ar fi fost cel mai bun thumbnail de făcut pentru clip. Nu e cine știe ce. Băi, și uite așa începe aventura și haide să urmărim niște secvențe împreună și să găsim similaritățile. Clipul l-am structurat pe 3 capitole destul de concentrate, fără să aberez pe lângă context, unde fiecare își trage propriile concluzii, și anume: capitolul 1, plagiatul; 2, furtul de stil; și 3, antecedente personale patologice. Așa că haide să începem cu primul capitol, plagiatul. Primul punct, thumbnail-ul, despre care am vorbit puțin mai devreme, dar am zis să-l trec la coincidențe și nu pentru că s-a nimerit, dar îl trec eu așa că sunt băiat bun. Puteți observa aici similaritățile destul de evidente, personajele sunt la fel poziționate, la o masă într-un restaurant, dar hai fie de la mine, coincidență. Ei bine, și de aici să înceapă clipul lui Jimmy. În prima parte, Jimmy s-a băgat în seamă cu o tipă pe Facebook, așa începe acțiunea poveștii. Am cunoscut eu o tipă pe Facebook. Iar eu în povestea mea m-am băgat în seamă cu una pe Instagram. Dar băgăm tot la coincidență. Până acum are scor 2. După ce se mai fac 2-3 glumițe, aflăm. Amândoi înainte să plecăm la întâlnire, ne-am luat cămășile de sărbătoare pe noi. Culmea că și partea video este identică aici. I-am ciordit o cămașă lui colegul de cameră. După bine hainele de duminică. Dar lăsând toate astea deoparte, urmărind acțiunea poveștii, aflăm că amândoi am luat autobuzul spre întâlnire. Aștept transportul în comun și hai de la întâlnire. Apoi direct în autobuz. Așa că ajuns acolo, aflăm că acțiunea se desfășoară într-un restaurant de fițe. Ajuns acolo, ce ai mă, n-am văzut așa ceva nici în filme. Îmi venea să iau o piatră în gură și să-mi pun o dorință. Restaurantul arăta mare fel. Acum că tot am ajuns la restaurantul ăsta de fițe, ne-am pus amândoi la masă, culmea același cadru ca mine în partea video. După ce să vezi, la amândoi ne-a căzut fața când am văzut meniul. Când mă uit în meniu, încă de fața. Și nu... Eu, ce vorbești, mâncațaș curat azi? Și să nu mai zic coincidența coincidențelor. Amândoi remarcăm că nu se găsește bere în meniu. Nu puteam să cer bere, nici nu cred că aveau aici. Dar nu găseam bere, e sănătos. După un timp, tu observi în meniu un vin la 150 de lei. Eu un vin la 160 de lei. Apreciez măcar că ai schimbat puțin textul. Dacă ai pus cu 10 lei mai ieftin, să știi că nu iese la plagiat. Bă, și mă uit eu la vinul ăla, văd eticheta, caut pe net, hopa, 160 de lei. Frică de sticla de vin la 150 de lei cadă. În următoarea parte, eu mi-am centrat comedia pe o anumită tipologie. Adică, eu fiind băiatul ăla din provincie, care de-abia a venit la facultate, care dorește să se adapteze. Așa că principala idee prin care puteam să scot în evidență această tipologie a fost să fac mișto de mâncarea complicată, pompoasă, care nu se găsește așa de ușor în orașele mai slab dezvoltate. Și aici avem următoarele cadre. Chiș Loren, escargot, ce morți sunt astea? Zice de tagliatele cu coadă de langustă. Zic, cu coadă de ce? Efectiv, ai centrat același punct culminant ca mine, ca să-ți asiguri watch-time-ul, un punct de la care ai puterea să dezvolți. Și se vede că și tu ai centrat la fel. În fine, ce am zis eu anterior mă refeream la ce m-am gândit eu când am construit scriptul clipului. Tu doar ai schimbat preparatele mele complicate cu alte preparate complicate. Pe lângă asta, următorul cadru video este identic. Eu, Pițipoanca și Ospătaru, tu cu Mihaela și Ospătaru, toți fiind poziționați la fel. Cam multe coincidențe până acum, nu? Stai că mai am. Mai trece ceva timp și amândoi fugim la baia restaurantului. Culmea, ca să putem folosi telefonul, nevrând să fim observați. Eu de Pițipoancă, iar tu de Mihaela. M-am dus direct la baie să caut pe net, de n-am căutat toate alea pe Google. Cum se mănâncă un melc? Mă duc până la baie,
Ajung la baie, zic, mă. Eu aici folosesc telefonul ca să caut pe net cum se mănâncă acele preparate. Tu îl folosești să chemi ajutoare, și anume pe Vasilică. Apreciez că măcar ai schimbat scopul în care a fost folosit telefonul. Puțin mai târziu, avem acest cadru în care Vasilică intră în restaurant ca să te salveze. Ea aici aplică o tactică folosită de mine în episodul Echipa Rachetă, cum am fost lovit de cal. O tactică pe care prietenii mei o folosesc de foarte mult timp ca să ne trolăm între noi și să ne stricăm întâlnirile. Din nou, episod postat acum 6 luni. Point. Știe mă fata asta că ai nevasta acasă? Hă? Bă, sunteți pro? Da, știe mă fata asta că ai ciupearcă la picior? Hă? Da, da, are și un copil pe drum. Tu nu știi că are doi copii acasă? Am și observat ceva ciudat. Tu care nu prea înjuri în clipuri, folosim aceeași replică în sunt vai de morții mei. Că sunt vai morții mei, vas. Puțin mai târziu, acțiunea urmează același traseu. Eu am ieșit afară și am fugit de la restaurant fără să plătesc, iar tu, culmea, ai ieșit afară cu Vasilica și ai plecat fără să plătești. Am ieșit pe ușă, du-te tare, frate. Nu m-am mai... Așa că du-te, dică primul taxi al meu. După, amândoi am lăsat fata să plătească singură. Și uite așa am scăpat de nota de plată. Dându-o pe Mihaela să se ocupe singură de... Iar apoi totul s-a terminat cu bloc. În povestea mea, eu i-am dat bloc, la tine tu ai primit bloc. Și am și văzut story-ul ei de pe Insta înainte să-i dau bloc. Te bloc pe Facebook, bloc pe numărul de telefon. Și aici se termină primul capitol, și anume plagiatul. Unde se vede destul de clar că povestea este trasă la Indigo. De la thumbnail până la cadre, video, acțiune și script. Efectiv, acțiunea are în prim plan restaurantul de fițe și figuri, noi fără cine știe ce bani la noi, iar finalul este identic. Până acum ai avut un scor de 17 la plagiat. Dar nu asta mă deranjează pe mine. No. Al doilea capitol este cel în care m-ai făcut să nu mai dorm în ziua postării tale. Și aici începem capitolul 2, și anume furtul de stil. Ei bine, în acest capitol trebuie să evidențiem două lucruri. Ce înseamnă să te inspiri și ce înseamnă să copiezi. Păi să vedem. Să copiezi înseamnă să reproduci în totalitate sau parțial o anumită informație. În cazul de față, un clip video. A te inspira înseamnă să te orientezi, să te ghidezi, să observi că se poate și altfel și ulterior să adaptezi anumite informații, să le asociezi cu tine. Vă dau și un exemplu, ca să fiu destul de clar. Eu m-am inspirat de la Jimmy când m-am apucat de YouTube. El a fost singurul din România care a început să facă ilustrații asociate cu povești. Evident că ideea nu i-a venit lui, cum nu mi-a venit nici mie. Aici reacția mea a fost ce tare, oare pot să fac și genul ăsta de content? Aici e vorba de a te inspira, pentru că eu am preluat un gen de content destul de popular și la noi în țară, dar și în afară. Și l-am adaptat, adică mi-am făcut propriul stil de editare, diferit de cel al lui Jimmy, poveștile total diferite, alt gen de umor, alte vorbe și intonații pe partea audio. Tu, Jimmy, în schimb, ai copiat și stilul. Dar hai să ținem un scor și aici. O să vorbim strict pe chestii pe care în 5-6 ani de YouTube sau cât are el, nu a fost în stare să le facă și s-a trezit acum. 1. Folosim exact aceleași melodii și efecte sonore, culmea și aceeași durată. Aici avem o melodie tristă, folosită în scopul de amuzament cu o durată de 0,5 secunde, tehnică folosită de mine de foarte multe luni. Poate să moară familia, roachere, el! Vino cu asta să fac o schemă! Și văd e ok până începe să pun întrebări cretine și atunci devine prost. Bă, prost în adevăratul sens al cuvântului. Exact când s-a răsturnat căruța cu proști, el era pe cal. Dar și viața socială. Și hai că... În fine, trecem peste. 2. Avem același efect video și același efect sonor. O lumină care se poate asocia cu divinitatea și cu un sound effect de îngeri. Panube din buzunar. Și anume, legătura cu divinitatea. Toată noastră... Cumva vrea să se revanșeze. 3. Eu în timpul poveștilor mele, când am un monolog, atunci când vorbesc eu cu mine în gând, pun vocea pe reverb și pe un background, adică pe fundal, alb-negru. Chestii pe care tu te-ai trezit să o faci după ce m-ai descoperit pe mine. Începea cu, ești prost. Dipule, gândește repede o replică ca să nu te faci de râs. Bă, prostule, tași dracu din gură că... Și să excludem sentimentul de paranoia din perspectiva mea. Până și urmăritorii tăi au remarcat cum te-ai schimbat brusc. O poveste diferită și plină de umor. Se vede un upgrade al poveștilor. Pont, nu mai schimba editul față de cel anterior. Wow, mișto efecte, forță povestea. Un videoclip la care chiar am râs și pot observa și calitatea mai mare a animațiilor. Cea mai bună poveste, m-am prăpădit de râs. Fă-le așa de acum. Bravo pentru edit, foarte mișto. Ai adăugat efecte noi. Ești tare, Jimmy, respect. Prea mișto povestea și îmi place că ai editat super. Se vede că ai muncit mult la povestea asta. Mișto animațiile noi, Jimmy, succes. Poveste și edit blană. Ai depus mai mult efort la edit acum, cel puțin așa mi se pare. Aplauze pentru edit. Bă, ce să zic? Mersi. În fine, 4. Aici avem același efect. Este un green screen. Un green screen reprezintă un clip. În majoritatea cazurilor free copyright. Îl poți folosi gratuit. Culmea că este fix același folosit de mine. Și acum probabil că ziceți, bă, Dip, dar dacă este free copyright, de ce insinuezi că te copiază pe tine? Păi simplu, sunt un milion de green screen-uri și efecte sonore moca pe net. Culmea că domnul Mihai le folosește strict pe ale mele. Toate adunate formează un stil, asociat cu capitolul 1, unde am adus dovezi că povestea lui este trasă la Indigo după a mea. Eu zic că este destul de clar că îmi fură și stilul de edit. Și se vede și la el, deși editează de 5-6 ani pe YouTube, este prima dată când folosește green screen-uri, pentru că nu știe să scoată culoarea verde.
doar a reușit să-i reducă din opacitate cât să-i apară personajul. 5. Aici avem un efect de cutremur. Ți-aoleu, poliția! Doar din păcate... Nu are rost să comentez pentru că este destul de clar pentru toată lumea. 6. Eu de ceva luni, atunci când povestesc în clip ceva din trecut care poate să-mi explice mai bine contextul din prezent, practic, când mă întorc înapoi în timp, folosesc efectul de ripple asociat cu sunetul de harpă. Aici puteți vedea același lucru folosit în același scop. Adică nici cu fotbalul nu prea le-am. Nici nu știam că ăștia au sponsor. Măcar să mă aleg eu cu ceva. 7. În acest punct avem din nou același green screen cu inimioare asociat cu aceeași muzică. Pe muzică cu o fată. Checkpoint. Ștan sau ceva? Da. Și trebuie să spun că efectele video nu sunt prestabilite cu muzica. Sunt două chestii luate din două părți și sincronizate. Culmea, coincidență din nou, nu? Sunt asociate aceleași chestii. O, pe lângă toate astea, eu de-a lungul timpului, fără să-mi dau seama, am creat o propoziție definitorie canalului. Și anume, să moară ce-am pe casă. Nu este ceva inventat de mine, dar este des folosit în viața de zi cu zi, în spirit de glumă. Dar ai luat-o până și pe asta. Să moară ce-am pe casă, dacă mint. Să moară ce-am pe casă. Și ai... să moară ce-am pe casă. Te să moară ce-am pe casă. Să moară ce-am pe casă. Felicitări, la capitolul 2 ai făcut un scor de 8. Este destul de evident că niște efecte video și audio free copyright nu îl pun pe Jimmy neapărat pe poziția de cioorditor, dar multitudinea de efecte, toate asociate, sunt caracteristice stilului meu. Nu ai depășit conturul nici măcar cu un milimetru. Pe lângă asta, corelat și cu capitolul 1, eu îți dau verdictul de cioorditor. Iar acum, înainte să încep capitolul 3, unde o să răspund probabil la întrebarea ce stă pe buzele tuturor, și anume: "Bă, dar de ce te-ar copia un YouTuber cu 1,4 milioane de abonați pe tine?" Vă zic direct, sincer, habar n-am. Dar ce știu sigur este că a făcut, pentru că asta se demonstrează în antecedentele lui, de unde se vede destul de clar că obișnuiește să fure. În fine, acum o altă întrebare care probabil mulți și-o pun. Bă, Deep, dar de ce te deranjează că ți-a luat Jimmy clipul? A făcut un scop de amuzament, iar clipul tău este deja vechi de 11 luni. Măi, cum să mă explic eu? Nu mă deranjează neapărat clipul respectiv, mă deranjează mai în profunzime ce a făcut el. Pentru că dacă e să o luăm așa, eu sunt un YouTuber mic, cu o comunitate destul de restrânsă. Practic, eu nu am voce, sunt efectiv lipsit de apărare, mai ales când mă trezesc eu, nimeni pe pământ, să acuz un YouTuber cu milioane de abonați și cu milioane de vizualizări lunare, cu o comunitate imensă de fur de content. Eu nu prea am dreptul la replică, iar asta o să se vadă foarte clar în secțiunea de comentarii, unde o să vină urmăritorii lui Infocat să demonstreze că de fapt eu îl copiez pe el, că area noastră de activitate este pe aceeași nișă, și anume colaj de ilustrații bazate pe povești din viața noastră. Dar eu stau să vă întreb. Da, avem același domeniu, dar asta înseamnă că paraziții copiază pe BG Mafia pentru că ei au fost prima trupă din România? Asta înseamnă că Gojira cu podcastul lui îl copiază pe Micuțu pentru că el a făcut podcast înaintea lui? Nu, ei doar sunt pe aceleași domenii, dar sunt total diferiți, de la nivelul conversației până la invitați. În prima zi când am analizat clipul tău, Jimmy, efectiv nici nu știam ce să fac. Toți prietenii și ceilalți creatori de conținut m-au sfătuit să nu fac clipul ăsta, pentru că poate să fie finalul canalului meu. Este foarte greu ca cineva ca mine, aproape nesemnificativ pentru platforma asta, să poată demonstra, chiar și cu dovezi clare și pe față, faptul că tu ai făcut ce ai făcut. Aș fi putut foarte ușor să-mi bag o melodie tristă pe fundal, să-mi plâng de milă, generând o manipulare în masă în care tot să mă sprijine pe baza vai sărac cu ce a pățit, dar nu sunt aici să câștig mila nimănui. Nici nu stau să mă plâng pe creativitatea mea. Nu am cum să nu scot clipul ăsta, chiar dacă poate să însemne o sinucidere profesională, cu ghilimele de rigoare. Dar pentru creația mea, așa cum o fi ea, pentru unii sunt un prost, pentru alții un răsuflat. Unii mă apreciază, unii mă consideră un gunoi. Asta nu contează. Cât de mediocru este ceea ce fac eu, este strict al meu și nu o să tac din gură lăsând ca cineva să-mi fure asta. Și să vă explic cât de grav este ce a făcut, că un clip ciordit nu e ceva wow. Dar în schimb, de la stil și vorbe, tu mă oprești din creștere, pentru că publicul care de-abia mă descoperă o să zică: ești fain, dar tu-l copiezi pe Jimmy. De fapt nu, ba da, până și green screen-urile le ai identice cu el, până și poveștile și efectele sonore, absolut tot stilul, când de fapt este invers, cel puțin în cazul de față. Iar acum că am clarificat toate aceste lucruri, haide să trecem și la capitolul 3, unde am analizat puțin trecutul domnului Mihai și care, prin urmare, o să-mi întărească concluziile pe care le-am spus, având în vedere antecedentele de cioriditor. 1. Ai tradus un episod de la băieții ăștia. Văd că ți-a prins destul de bine episodul Iarna pe uliță. Ai luat până și melodia de fundal. 2. Am căutat puțin mai adânc și am văzut interviul cu Cristi Priză, unde recunoști că așa ți-ai început o cariera pe platformă, cu primul cont de YouTube Jimmy Hex, că ai tradus texte din engleză în română. 3. Aici, ca să înțeleagă toată lumea, imaginile de le vedeți voi de fundal, adică background-urile, nu sunt desenate de noi. Sunt cumpărate. Sunt site-uri unde poți plăti fiecare fundal în parte sau poți face un abonament unde plătești lunar drepturile de autor. Sunt artiști
artiști care realizează materiale și le pun spre vânzare. Practic, ei ne ajută pe noi să realizăm contentul mult mai ușor, iar noi îi ajutăm pe ei cumpărându-le munca. Însă, domnul Jimmy o dă în bară și aici, unde el a luat o imagine care trebuia să fie cumpărată, dar a fost furată. Și de unde știu eu că a fost furată acea imagine și nu a plătit-o? Simplu, fiecare imagine înainte să o cumperi are pe ea un tag cu o anumită opacitate, ca să nu poată fi utilizată dacă nu a fost achiziționată. Însă Jimmy a luat-o și a șters tagul, dar nu în totalitate, și aici puteți observa părți din tag ce a omis să le scoată, sau poate nu a știut cum să le scoată. Totuși, ar fi drăguț să plătești și imaginea aia la cât de des ai folosit-o. 4. Ar fi ciudat să-mi dai strike pentru acest clip, nu? Având în vedere că videoul tău este o copie al clipului meu, iar personajul Jimmy nici măcar nu este desenat de tine, este un personaj free copyright de pe pixabay.com, îl găsiți toți la secțiunea Stickman. Practic, tu nu ești acoperit de nimic când zici contentul meu, pentru că în cazul de față clipul este tras la Indigo, multitudinea de efecte video, audio plus script îmi reprezintă stilul propriu. Ar fi ironic să-mi dai fix tu copyright. La acest capitol ai atins scorul de 4, unde am încercat să scot în evidență că tu obișnuiești să furi, ceea ce certifică că sunt șanse mari să fi furat și de la mine. Din aceste 3 capitole s-au adunat 29 de coincidențe. Acum ți-au rămas două posibilități. Ori o să o ignori și o să lasă treacă de la sine situația că lumea uită și tu poți să-ți faci treaba liniștit, așa cum ai făcut și când Sucre și Reți au făcut clip, ori încerci să dai un răspuns, unde probabil o să te scuzi penibil: frate, eu am un editor, probabil că el ți-a luat stilul. Bun, dar să te întreb, de scris îți scrie tot altcineva? Sau o să încerci cu firea ta timidă să câștigi lumea și să demonstrezi că ești nevinovat? Cu toate astea, am și eu două cerințe. Să ai minimul de decență și educație să-ți ceri scuze public și nu față de mine, pentru că eu n-am nevoie de reclama ta, față de urmăritorii tăi, pentru că nu i-ai tratat cu respect, mai ales când ai pus de 3 ori pe comunitate că povestea asta este în top 5 preferatele tale, crezi și eu că doar e scrisă de mine. Și cerința numărul 2, să ștergi clipul sau să-l pui pe privat. Cu toate astea, eu am fost Deep și cred că zic bine, am fost. Ne auzim data viitoare.